de ce mi-ai schimbat, George? Ai crezut că mi-ai schimbat? Nu, am crezut, dar acum l-ai Laura, acum și schimbă că am vorbit cu ea. Cum a fost? Șoc. Ce mă bucur. Șoc. Da. Ești mai bine? Da. Mult mai bine, așa-i? Mă bucur pentru voi. Să-și facă curaj, mami. La noi e mai simplu, Gabriela, că e mai aproape. La noi e o jumătate maxim, două cu aglomerație. Lux? Da. La mine 4, în cazul în care mai prinde și accident pe Valea Oltului, poate să fie și 7 ore. Oh. Oh. Nu e vreo 5. Ce dulce revedere, așa-i? Da. Ce ai mâncat, Dudu? Eu am făcut omletă și am mâncat cu țeie. Îmi venea să cred. Te cred? Așa a fost o joia trecută, când am văzut pe mine să luăm Valentin. Nu venea să crede, efectiv. Dar e fain sentimentul. Când vezi de la televizor, știi, ai impresia că ăștia au făcut, știi, știau de surpriză. Dar uite că trăiești exact adevărul adevărat. Exact. Că nu e chiar surpriză. Exact. Nu că știai tu dinainte, știi, și e manifestit în lume. Într-un mod. Cu spații între noi, ca la COVID ne-am așezat pe canapea și eu și mama așează. Deci, când vă apropiați, mama s-a apropiat. Eu am stat tot pe locul meu. A fost și Ada, nu? Da. Și pac, a ajuns. Nu știi de... Bum, am apărut. Da, exact. Bombardați. Cine știe când au fi bombardați. Venit ei? Da. Cum? Au fost bombardați cu mesajele. Îți dai seama, nu-i... Legată de situația de azi? Deci, dânsii din platou. Nu. Sau voi. Sora cu natura. Ei nu s-au băgat.